proprietatea biologică a acvariului este foarte mare. Sunt în jur de 100 de specii, peste 800 de exemplare. Bineînțeles că numărul este în creștere pentru că încercăm să achiziționăm exemplare noi de pești, în special tropicali, dar și prin reproduceri proprii. Ce să vă spun? Schimbările sunt în permanență, fie că se modifică habitatul unor specii cu altora. Venim în întâmpinarea vizitatorilor cu o diversitate nu numai biologică, dar și coloristică. Putem să vorbim de murenă, putem să vorbim de peștele balon, putem să vorbim de crapul ornamental coi, de ciclidele africane care sunt în spatele nostru și nenumerarea poate să continue, dar este mai bine să mă opresc aici ca să păstrăm și o latură de mister, să stârnim interesul și curiozitatea și de ce nu, cei care ne trec pragul pot foarte bine să-și descopere hobby-uri. Când a fost ultima achiziție în materie de specii de pești? Vorbeați mai devreme de faptul că doriți achiziționați sau reproduceri proprii. Da. Ultima achiziție au fost de niște specii de pești mai uzuale pe care le-am folosit împreună cu colegii mei de la celelalte secții la desfășurarea unor evenimente culturale, dar am avut și specii mai valoroase, acestea achiziționându-se la începutul anului. Despre acest acvariu, ce se va întâmpla cu el în momentul în care noul acvariu ce va fi amplasat în curtea complexului muzeal va fi gata? Ce se va întâmpla cu locația de aici de pe Faleza Cazării? Nu s-a decis încă ce se va întâmpla cu această clădire. Când vom avea știri, cu siguranță o să le aflăm cu toții.